Femela 3224 din 114 și cu campionul de 97 din 120-177 7 kg 100. Sfârșitul lui martie. Am mai avut 9,7 kg. Avem o soră de aici și un frate. Masculul 6,900, sora e în jur de 7 kg. Ia un rec de 21, ia de 20, 20 jumate. Aici e sora ei. Mâncărică bună, cea mai bună, top. Aici jos îl avem pe fratele lor. Seamănă foarte mult cu tata lor. Aici e mama lor, 9,7 kg avut. După masă urmează să le facem curățenie, sperăm că avem timp să reușim. Femeluță iarăși din tancu cu femeia la bronz-bronz, foarte reușită, la 6,5 kg din mai, promițătoare. Aici un fiu din tancu. Baba, la 9 kg din 4 februarie. Și fratele lui din Baba și cum ascult Blaga. Aici sus, femeia de la Susa, de la Oradea. Masculașul de la Mihai Blaga. A tras un pic curentul, dăm cu acest produs, Gentocin Plus, la asta și pe ăsta l-o tras, asta e mai bine. Lucrurile mei sunt afară. Mai avem din când în când probleme, dar nu foarte grave. Le rezolvăm, le remediem. Baba,
Ascolul din Austria, de la Ionuț Marzache. 24 ureche. Ce sosit Anco. Ultima oară a avut 9,2 kg când l-am cântărit. A avut și 10 kg, năpărlește, schimbă. Februarie va face 2 ani. Urechi de 22, uitați ce late, groase. Vom mai monta cu el, mai să scoatem pui. Am dat iepuri foarte masivi. Această femelă la, din mai și acest masculaj. Foarte masiv, de 9 kg. Avem acolo în partea cealaltă femela de la Ionuț, mâine va trebui să puie. Mai avem californienii. Rațele mute, New Hampshire, găini australor, pe trei culori, găini mixte, găini de case, de casă, cu coșul de lehorn acolo. Avem și lehorn, autoare și Isa Brown și găini mixte. Mama schimbă și ele. Doresc o zi bună la toată lumea. La revedere!